ziua. Să rămână bună ziua. Bună ziua. Bună ziua tuturor. Bine ați venit la un moment de referință pentru Partidul Național Liberal. Împlinim astăzi 143 de ani de existență. Un lucru care ne bucură, e un partid istoric de tradiție care a dat mari oameni politici care au avut o influență semnificativă în evoluția României și a ceea ce înseamnă România astăzi. Eu mă bucur foarte mult că astăzi reușim să strângem în jurul Partidului Național Liberal de asemenea oameni de valoare. Ne bucură foarte mult că în ultimii ani în județul Neamț și în Roman și în zona Romanului Partidul Național Liberal se impune ca un partid de forță și în același timp oamenii care sunt reprezentativi și care sunt în funcția atât a administrației publice locale, dar cât și în Parlament, reprezintă cu cinste Partidul Național Liberal. De altfel, ne bucură și această prezență numeroasă și a consilierilor județeni și a consilierilor locali, bineînțeles a primarilor din zona Roman, cu care noi avem o relație și o legătură foarte strânsă. Și, bineînțeles, nu se putea și o zi mai frumoasă ca aceasta pentru a sărbători un astfel de moment istoric. Am să-i dau cuvântul și domnului deputat Laurențiu Dan Leureanu pentru a ne prezenta și domnia sa un mesaj la acest moment aniversar. Vă spun bună ziua, dragi prieteni liberali, și mă gândeam acum când domnul primar trecea prin jaloanele istoriei, punctând din istoria care aproape se confundă a Partidului Național Liberal cu a statului român modern, câteva versuri din Eminescu care, într-o imagine metaforică a întâlnirii dintre voievodul țării românești cu sultanul de la acea vreme, îi spunea că da, dar moșneagul cel privești nu e un om de rând, el este domnul țării românești. Ar putea cineva să spună, da, sărbătoriți un eveniment politic, un partid. Și am văzut zilele trecute că încrederea românilor în general în partide nu este foarte puternică de încredere. Și da, aș parafraza ceea ce spuneam mai devreme, spunând, da, un partid politic, dar partidul politic pe care astăzi îl evocăm nu este un partid de rând, el este făuritorul statului național modern român. Și aș spune așa, fără să vreau să vă plictisesc, că ideile liberale au început să fiarbă cam de pe la 1821, Revoluția lui Tudor Vladimirescu, libertate, neatârnare, inițiativă, dar mult mai puternic ele s-au coagulat în Revoluția de la 1848, când oameni de seamă, de stat, deja promovau ideile liberale. Ideea de unitate, ideea de neatârnare, de independență, de promovarea liberei inițiative. Ne aducem aminte de oameni care cu adevărat au marcat istoria la acele vremuri, dacă spunem de Bălcescu, de Mihail Cogălnicianu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Ghica, oameni care într-adevăr și-au lăsat amprenta asupra acelor vremuri și și-au marcat existența lor. Istoria a mers tumultoasă și la 1859 se coagulează prin unirea celor două principate baza un pic de mai târziu a statului unitar român. Sigur,
Partidul Național Liberal se naște ca o uniune de idei, ca o uniune, iată, și de acțiuni. Și acum 143 de ani se pun bazele acestui partid istoric. Acestui partid, putem spune astăzi, bătrân prin existență, bogat prin rezultate. Pentru că, iată, la 1877 putem vorbi despre independența României cu acel discurs fulminant în Parlament a marelui Cogălnicianu. Trebuie spus că cel care avea să devină domn al țărilor românești unite la 1859 venea puternic ancorat în idei liberale și toate reformele din învățământ, din agricultură s-au făcut sprijinit fiind de oameni vizionari, unul din cei mai puternici fiind Mihail Cogălnicianu. Apoi trecem printr-o etapă tumultoasă, 1914 începe primul război mondial, decizia cu calm, luată, bazată pe un raționament ancorat în situația geopolitică de acea vreme, ca România să nu intre, să aștepte, și la 1916 decizia de a intra în război. Un război în care am intrat nu de dragul războiului, ci pentru că aveam de îndepliniște idealul. Aveam de realizat Marea Unire. Și după terminarea acestui război, la 1 decembrie 1918, se împlinește una din cele mai mari năzuințe ale românilor de a se regăsi într-un stat unitar român. Visul de la 1600 a marelui Mihai Viteazu. Iată-l realizat, dar de aici încolo problemele nu erau rezolvate. Era nevoie de punerea în practică a reformelor, era nevoie de dezvoltarea României și se înregistrează cea mai importantă perioadă de dezvoltare economică a României. Familia Brăteanu a avut un rol deosebit în dezvoltarea statului și prin parteneriatul pe care l-a avut cu cei care au condus statul, prima dată cu Alexandru Ioan Cuza, atunci când au reușit să pună un domn peste principatele române, și apoi cu Carol, pe care l-au adus ca domn și rege ulterior în România, au arătat că într-adevăr doresc, simt românește și au pus bazele unui stat care astăzi, iată, merge mai departe într-o Europa, într-o lume tumultoasă, având foarte bine așezate gândurile, viziunile, proiectele, chiar dacă se mai șchioapătă pe aici, pe acolo, filonul românismului autentic este deja bine structurat, bine poziționat, iar aici un rol, indiferent ce adversarii noștri politici, un rol bine determinat îl are Partidul Național Liberal prin oamenii săi de marcă, prin cei care au pus bazele acestui stat. Și de aici încolo, obligația Partidului Național Liberal este una importantă, plecând din istoria pe care a trăit-o, prin oamenii care l-au promovat, prin deciziile de necontestat care au dus către statul național unitar român. Istoria ne obligă, înaintașii ne obligă în aceeași măsură, și de aceea și ieri și astăzi, dar mai cu seamă și de mâine încolo, Partidul Național Liberal are obligația de a se pregăti pentru guvernare. Are obligația de a lua cele mai importante decizii pentru ca românii, în țara lor România, să meargă pe un drum pe care națiunea îl dorește. Un stat care să devină de la etapă la etapă mai puternic, mai respectat în Europa și în lume, o economie pe care o dorim cât mai puternică, iar libera inițiativă, respectarea drepturilor și obligațiilor fundamentale ale cetățeanului sunt ancore pe care Partidul Național Liberal le are, le respectă și le promovează. De aceea, dragi prieteni, aș dori aici, astăzi, la umbra marelui Nicolae Manolescu Strunga, iată un reprezentant de seamă a liberalismului, a Partidului Național Liberal,
un om implicat în activitatea comunității, dar și la nivel național, atât în ceea ce înseamnă politică, dar și un domeniu foarte important, medicina, și-a marcat existența sa prin rezultate remarcabile. Dacă vorbim numai despre faptul că a donat aici terenul și a lăsat într-un cont bani pentru construirea Palatului Administrativ, și încă înseamnă foarte mult. Altruismul, dedicația, implicarea, energia sunt tot atâtea valori care l-au însoțit și un exemplu de urmat pentru liberalii de astăzi. Nu pot decât să vă salut că ne-am întâlnit astăzi consilieri locali, consilieri județeni, primari, liberali adevărați care simt și știți cum în Partidul Național Liberal totdeauna a existat o luptă de idei. A existat, există și va mai exista. Într-o ședință de curând se spunea că dacă în Partidul Național Liberal toate ideile ar fi uniformizate și s-ar vota în bloc, n-ar mai fi Partidul Național Liberal. Lupta de idei naște progres, naște proiecte importante pentru comunități și pentru țară. Așa încât vă salut astăzi, vă spun la mulți ani, dragi liberali, la mulți ani, Partid Național Liberal, fie ca noi să fim trecători și tu mereu același demn prin vremuri și prin oamenii pe care îi promovezi. La mulți ani tuturor, dragi prieteni! Și în semn de omagiu, prin simbolul laurii cinstei pentru înaintașul nostru și prin el ca simbol Partidului Național Liberal. Mulți ani tuturor. Dacă și o zi frumoasă. O scurtă remarcă. În municipiul Roman se mai află un bust a unui mare liberal, Mihail Togălnicianu, este în parc, este și dumnealui un promotor al Partidului Național Liberal, a fost ministru de externe, ministru de interne, a fost și prim-ministru, dar nu în perioada liberală, și am adus și lui un mic omagiu, un mic pilos în parc, i-am pus și lui un tricolor, în semn că este membru al marcant al partidului nostru. Drept pentru care, dacă scurt îmi permiteți, eu am făcut și o poezie dedicată acestei zile, dacă considerați, eu pot să vă citesc rapid o poezie dedicată zilei acestea. În sintagma că românul s-a născut poet și moare prozator. PNL 143 de ani, la mulți ani. Noi suntem partidul care, adunați cu mic cu mare, venerăm trecutul lor, faima brădierilor. Le cinstim, le pomenim, fapte care în mod sublim au schimbat din temelii fața unei românii. În lume mereu prezentă România independentă, fapt ce nimeni n-a negat cu statut de rang regat. Iar la marea reîntregire a românilor mărire au strigat mereu din piepturi România mare în drepturi. Având în 23 pe față o Constituție măreață și o țară mult răvnită, mândră, demnă și slăvită. Astăzi, în suflete fiori, le aducem buchete de flori, liberalilor cu nume, dintr-o urbe cu renume. Un ministru, un senator, ce au adus prin fapta lor acte mari de vitejie pentru a noastră Românie. Și la bustul lor discret să ne aplecăm încet, în mână având o lumânare, să închinăm cu o cruce mare. Doamne ajută! Doamne ajută!